Dacă aveți cărțile sfinte, deschideți-le împreună cu mine în două părți. În prima parte, pentru că se tot vorbea de Ieremia, să deschidem la Ieremia, capitolul 6, versetul 16, și în cea de-a doua parte, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. Așa vorbește Domnul. Stați în drumuri și uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi. Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Vă rog să reocupați lucrurile. Preobiților, mă bucur în mod deosebit să fim în seara aceasta aici și din toată inima zic mărit să fie Domnul. Amin. Vă aduc salutări sfinte din partea Bisericii Domnului Betania din Arad și nu numai, de la o mulțime de biserici pe unde am umblat. Toți frații îmi spun, frate, salută bisericile pe unde ajungi, dar mi-e foarte greu să-i rețin pe toți. Ultimile biserici am vizitat patru în județul Bistrița, sâmbătă și duminică, și frații de acolo vă salută în numele Domnului. În seara aceasta mă bucur că suntem la o seară de evangelizare. Mă bucur că suntem într-o căutare. Și când m-am uitat la publicul prezent aici, mi-am dat seama că fiecare căutăm ceva. Vedeți, profetul Isaia zicea, căutați pe Domnul, câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Și este o vreme când Domnul este aproape și este o vreme când Domnul se poate găsi. Cuvântul de ordine, astăzi, în această perioadă postmodernistă, este cuvântul oboseală. Dacă întreb pe un om bătrân, cum ești? A, sunt obosit. Și am început să mă împrumut și eu. Și eu zic câteodată, chiar astăzi sunt obosit, am avut toată ziua aracisul, manume pe cap, și la universitate și doar atât am putut să merg acasă, să mă schimb și să vin încoace. Mă simt obosit. Dacă întreb copilul care vine de la școală, în clasa întâi, a doua, măi, cum a fost la școală? Bine, dar dacă îi spui că trebuie să facă în rectime, zice, sunt obosit. Dacă vorbești cu studenții, când sunt în sesiune, spun, suntem obosiți. Și de ce nu? Și liceenii sau cei din gimnaziu, când stau în fața tezelor, spun, sunt obosit. În fiecare zi, parcă oboseala se simte tot mai mult. Oboseala aceasta poate fi raportată la nivelul psihicului și să fie obosit la nivelul psihicului. Dar există și oboseala la nivelul fizicului. Și uneori oboseala la nivelul fizicului face bine, că dacă faci mișcare și obosești, îți antrenezi mușchii, ții fortifici și parcă și inima și toate circulă mai bine atunci. Dar când e vorba de o oboseală la nivelul psihicului și când e vorba de o oboseală sufletească, datele problemei se privesc cu totul de pe alte coordonate. În vremea lui Ieremia erau oameni obosiți și astăzi sunt obosiți. Uitați-vă la încărcătura foarte mare informațională de astăzi, prin mijloace electronice. Doamne, câtă oboseală aduce asta! Și cu toate astea, creștii unii stau și 3-4 ore în fața calculatorului. Pe mine m-a recuit Dumnezeu că nu mai pot să stau nicio oră, că mă dor ochii. Trebuie să renunț. Apoi, unii sunt foarte antrenați în iureșul și în convulsiile sociopolitice și au obosit. Și vedeți, în fiecare zi ne întâlnim cu tipuri noi de oboseli care n-au nimic de-a face cu fizicul. Au de-a face cu partea interioară a ființei umane. Și pe vremea lui Ieremia erau oameni obosiți. Dar Ieremia a avut rețeta și mi-a zis, mai, așa vorbește Domnul. Și mi-a spus, stați în uliți și întrebați, care-s cărările vechi, care-i calea cea bună și mergeți pe ea. Noi trăim într-un context în care cea mai veche cărare pe care o avem e cărarea care a trasat-o Domnul Iisus Hristos. Și a zis, eu sunt calea, adevărul și viața.
Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu există altă cale care duce la Tatăl decât Iisus Hristos. Nu există un alt nume în care să fii mântuit decât numele lui Iisus Hristos. Nimeni n-a putut să zică mă duc să vă pregătesc un loc și am să mă întorc să vă iau cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi decât Domnul Iisus Hristos. Și El are soluții la toate situațiile noastre. Dacă suntem obosiți și oamenii sunt foarte mult obosiți din pricina păcatului. Păcatul obosește mai rău ca orice altceva. Păcatul te trage în jos, păcatul îți produce această stare de disconfort sufletesc, păcatul i-a dus pe unii până în pragul morții sau chiar la moarte sau sinucis. Păcatul este rușinea popoarelor și păcatul este oboseala națiunilor. Ei bine, păcatul ăsta nu-l poate da nimeni la o parte, nici psihologii, nici sociologii, nici mari oameni ai lumii. Singurul care are soluția este Iisus Hristos. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada și de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Că Dumnezeu are soluție. Poate în seara aceasta ai venit că te simți obosit și cauți o soluție. Întrebam pe cineva odată la noi la biserică. Nu v-am văzut niciodată la noi la biserică. Mă bucur că vă văd. Bine ați venit. Mă bucur că ați luat această decizie. Cum de-ați luat-o? Și omul mi-a spus, auzi, trec de 6 luni de zile printr-o situație foarte grea. Medicii mi-au depistat o tumoră. Și atât de mult mă frământă treaba asta că am obosit. Nu mai pot să-mi lupt eu cu mine însumi. Și am zis, hai să mă duc la pocăiță, la biserică, poate mă răcoresc puțin și mă odihnesc. Omul era obosit, frământat fiind de acea tumoare care medicii au găsit-o. Suntem obosiți de diferite situații și la poarnele crucii Domnului Iisus Hristos înțelege mai bine că oriunde în altă parte ce zice Apostolul Pavel în Filipeni 4:6. Aduceți toate lucrurile la cunoștința lui Dumnezeu cu cereri și mulțumiri. Și Dumnezeu este Cel ce mă rezolvă, mărit să fie El. Dacă ar fi să putem cumpăra pastila pentru odihnă și repau sufletesc din farmacii, nu știu dacă farmaciile ar putea vinde atâtea pastile cât ar căuta oamenii din întreagă lume. Toți au nevoie. Așa cum ziceam, oboseala fizică o rezolvi cu o zi, două de odihnă și de somn și ai rezolvat-o. Cea sufletească însă nu o poți rezolva. Aia se rezolvă pe genunchi și aproape de Domnul Iisus Hristos, mergând pe calea trasată de El. Vedeți, sunt multe căi în lume. Eram copil când am învățat cântarea, multe drumuri sunt în lume, dar numai unul duce la cer. Și când mergi pe drumul cel bun care duce la cer, e drumul pe care nu obosești, e drumul pe care te duci înainte, e drumul care chiar dacă duce prin greutăți, îți dă starea bucuriei și spui că ceea ce spunea Pavel, noi ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, știind că necazul aduce răbdarea, răbdarea aduce biruința în încercare, biruința în încercare aduce nădejdea și nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată din plin în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și am coborât și ați coborât împreună cu psalmistul în valea plângerii și în valea umbrei morții. Și zicem în psalmul 23 cu versetul 4, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mângăie. Și era și acolo, plin de credință, plin de optimism. Nu se temea nici în valea umbrei morții. A reușit așa de mult să se apropie de Dumnezeu încât nicio încărcătură nu putea apăsa. Trăim într-o lume în care suntem dezamăgiți de multe ori, suntem decepționați de multe ori, dar nu suntem disperați. Să nu mai vorbesc, nu suntem depresivi. Când ajungi la depresie, din dezamăgire și decepție și disperare, te mai poți încuraja și poți reveni. Dar când ajungi la depresie, acum trebuie să te ajute alții. Medicii spun că mai e un pas de la depresie până la nebunie. Cu toate acestea sunt tot mai mulți oameni depresivi. Nu vreau să fac aluzie la nimeni, dar vreau să vă spun că
În luna iunie am avut 40 de ani de când am fost ales în slujire. Și așa de mult ca în ultimii ani n-am fost chemat niciodată la neuropsiatrie. Să mă rog pentru oameni care au probleme psihice, pentru oameni care sunt dereglați mental, pentru oameni care nu fac față poverilor și oboselilor cu care se confruntă. Observați că de la o zi la alta, parcă poverile astea cresc. Și dacă în seara aceasta vreau să vorbesc despre ceva, vreau să vorbesc despre cărarea pe care găsim odihnă. Despre cărarea care duce la cer. Despre cărarea care și atunci când coboră în vala plângerii sau în vala umbrei morții, care și atunci când trece prin greutăți, te face să înțelegi că toate greutățile noastre și încercările noastre de o clipă lucrează pentru noi mult mai mult o greutate veșnică de slavă. Și treci biruitor prin toate și nu te îngrozești niciodată și niciodată nu te sperii, pentru că știi că Domnul este cu tine. În Evanghelia după Ioan citim cuvintele Domnului care zice: Tatăl care m-a trimis nu m-a lăsat singur, întotdeauna este cu mine, pentru că fac ce este plăcut. În Ioan 8, dacă totdeauna facem ce este plăcut Domnului și suntem pe calea plăcută Domnului și suntem pe calea care duce spre cer, Dumnezeu nu ne lasă singuri. John Bunyan în cartea lui spune că a visat odată că stătea de vorbă cu Dumnezeu. Și l-a întrebat: Doamne, dar pe calea asta pe care merg eu, văd patru urme aici. Și tu ai spus că asta e calea mea. Și Domnul a zis: da, sunt două ale mele și două ale tale care m-ai urmat. Dar când a ajuns într-o zonă în visul lui așa mai accidentată, s-a uitat și n-a văzut decât două urme. Și a zis: Doamne, se poate? Uite, aici unde era pericol, aici unde e zona cea mai accidentată, aici în zona asta grea, m-ai lăsat singur? Uite, aici sunt numai o pereche de urme. Și a zis: Domnul, nu e adevărat. Aici sunt numai urmele mele. Dar eu unde am fost atunci? Eu te-am purtat pe brațe. În Isaia 46 zice în versetul 4: te-am purtat și vreau să te mai port, să te sprijinesc și să te mântuiesc. Pe calea care duce la cer, n-avem motive să ne plângem de oboseală, pentru că citim în 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 14, că Domnul pune carul lui de biruință la dispoziția noastră. Și când ești în carul lui Dumnezeu, nu obosești. Carul înaintează, dar tu stai. Carul trece și prin necazuri, carul trece și prin greutăți, carul coboară și urcă, dar tu ești în car și n-ai motive să te plângi. Calea aceasta însă este o cale pe care foarte mult o confundă. Unii dintre cultele tradiționale vin și spun: e vorba de calea cea veche, cărarea cea veche. La noi e calea cea veche, doar avem 2000 de ani. Alții vin și zic: nu, de la Marea Schismă noi suntem. Alții vin și spun: nu, că de la Reformă noi suntem. Și fiecare încearcă să-și definească calea raportând-o la un anumit număr de ani. În seara aceasta, calea pe care noi găsim odihnă, calea cea veche, vreau să vă spun că este Domnul Iisus Hristos. Și putem fi siguri că suntem pe această cale în următoarele condiții. În primul rând, dacă pe calea aceasta, pe cărarea aceasta, noi întâlnim iubirea. Și dacă suntem pe o cărare a iubirii, Dumnezeu ne iubește nu pentru ceea ce facem, ci pentru ceea ce suntem. Și pe calea aceasta trebuie să iubim pe toți oamenii. Îi iubim și pe păcătoși, nu iubim păcatele, dar iubim pe păcătoși și încercăm să-i aducem la Dumnezeu. Noi prin har am fost mântuiți, prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci noi nu facem fapte ca să fim mântuiți, noi facem fapte pentru că suntem mântuiți. Noi nu iubim pentru ca să intrăm în cer, noi iubim pentru că aparținem cerului. Și dacă n-ai avut cheia de control până acum, ți-o dau în seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu. Calea care duce spre cer este calea iubirii. Nu există o altă cale. Ioan zice: cunoaștem că am trecut din moarte la viață
prin faptul că iubim pe frat. Cine nu iubește pe fratele său este un mincinos. Cuvântul e dur, dar categoric. Așa citim în epistola lui Ioan. Și în seara aceasta vă chem pe toți la iubire. Vă chem pe toți la calea pe care oamenii se iubesc, la calea pe care oamenii trăiesc iubirea, pentru că au fost răscumpărați în jertfa Domnului Iisus Hristos, în cel ce s-a definit pe sine ca fiind calea iubirii, ca fiind calea care leagă în lumea oboselii de lumea eternă și veșnică. El este calea. El este calea. Și de multe ori când ne întrebăm cum trebuie să ne iubim, vreau să vă spun că am un singur verset. Ioan 13:34. Domnul zice, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. E prea puțin dacă spune astăzi, iubiți cum iubesc eu. E prea puțin să spună astăzi, iubiți cum iubesc slujitorii voștri. Să iubești cum a iubit Iisus Hristos. Adevărata dragoste nu este un sentiment. E prea puțin. Unii confundă sentimentul cu dragostea și dragostea cu sentimentul. Nu e adevărat. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu e mult mai mult decât dragostea sentimentală pe care o practică oamenii de afară. Adevărata dragoste este o dragoste care, într-adevăr, e prezentată prin sacrificiu. O dragoste care este în acțiune. O dragoste, cum zicea în cântarea cântărilor 8:6, care e mai tare decât care e tare ca moartea. Și eu spun, e mai tare și decât moartea. Fiul lui Dumnezeu, pentru că ne-a iubit în Psalmul 40, a zis, iată-mă că vin. În strunul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Și ne-a iubit, și ne-a iubit până la capăt, și ne-a iubit până la moarte, și încă cu o moarte de cruce. Și dragostea lui a învins și moartea. Hristos a înviat din morți și e viu în vecii vecilor. Și toate acestea raportate, la urma urmii, ne întâlnim pe calea iubirii, pe calea care leagă de cer. Atunci când ești pe calea care leagă de cer, ești gata să oferi, ești gata să dai, niciodată să ceri. Știți, Dumnezeu se compară cu o mamă și zice, poate să uite o mamă copilul care își alăptează și chiar dacă s-ar întâmpla așa, eu cu niciun chip nu vă voi uita că v-am săpat în mâinile mele. Noi suntem săpat în mâinile Domnului și ori de câte ori Dumnezeu se uită la mâinile Lui, vede poza ta, vede poza ta, vede poza mea acolo. Noi suntem săpați în mâinile Lui. Și dragostea lui Dumnezeu este desăvârșită vis-a-vis de fiecare din noi. Niciodată Dumnezeu nu obosește iubindu-ne. Dacă o mamă nu obosește, nici Dumnezeu nu obosește. Mi-am satisfăcut stagiul militar în Craiova când era militar și mi-aduc aminte că am fost destul de apreciat acolo când făceam de santinelă, totdeauna ceream să fac la postul 2. Era un post la Marea Unitate, acolo unde erau anexele unității și anexele gospodărești ale unității. Țin minte că vis-a-vis de postul unde eu făceam de santinelă erau niște blocuri. Și stăteam, mai ales în schimbul 2 noaptea, cu arma la piept. Și făceam de santinele și mă plimbam și mă uitam și vedeam cum la un bloc, la etajul 1, se aprinde o lumină, se stinge lumina, se aprinde lumina, se stinge lumina. Am văzut odată, am văzut de două ori și m-am tot gândit ce se întâmplă acolo de toată noaptea se aprinde și se stinge lumina. Și unul din sergenții major locuia acolo. Mi-am luat curajul și l-am întrebat într-o zi, tovarășul major, spuneți-mi, cunoaște toți locuitorii din blocul dumneavoastră? Și a zis, da. Uitați-vă acolo unde se vede lenjeria aia spălată pe balcon. Cine locuiește? Eu m-am uitat și am numărat odată în timpul plantonului meu, în timpul serviciului meu de santinelă, am numărat de 21 de ori că s-a aprins lumina și s-a stins.
Și subofițerul ăsta și-a șters lacrimile. Și-a zis, acum înlocuiește sora mea de corp. Are 2 copii gemeni. Unul e sănătos. Au 8 pe 9 ani. Dar unul s-a născut infirm. Și acum medicii spun că mai are puțin de trăit. Și aia atât de panicată, că numai puțin, dacă se mișcă copilul ăla, imediat sare din pat și aprinde lumina. Păi dar zic, de ce nu lasă tot aprins atunci? Să nu deranjeze pe celălalt, care e sănătos, că nu are decât o cameră, o singură încăpere. Și o mamă de 21 de ori, și vă spun eu că s-ar fi ridicat și de 23 de ori și poate și de 43, pentru copilul ei, că iubește. Când iubești cu adevărat, nimic nu-i prea greu. Păi când iubim cu adevărat, nimic nu-i prea greu, fraților. Suntem gata să ne ajutăm, suntem gata de sacrificiu, suntem gata. Citeam altă dată de ceea ce zicea Gerard Sister, că el a citit despre Aristide, un filozof care a trăit în secolul II, și în mod deosebit ăsta spunea despre creștini că așa de mult se iubesc, încât dacă unul e mai sărac între ei și nu are ce mânca și ei n-au posibilități să-l ajute, atunci hotărăsc în comunitatea lor o zi, două, trei să postească toți și cheltuiala și mâncarea care ar fi consumat-o în zilele acelea, eu dau celui care este nevoie ca să-l ajute. Sacrificiu, sacrificiu. Eu mi-aduc aminte de o biserică care avea banii pregătiți să cumpere o orgă electronică. Sunt mulți ani de atunci, în vremea lui Ceaușescu. Și luase foc casa unui frate. S-au adunat bani de la biserică și frate și surori ne-au contribuit. Dar n-au putut contribui prea mult. Și păstorul bisericii a zis, am cântat de 30 de ani fără orgă în biserică și vom cânta în continuare. În numele Domnului dăruim și banii ăștia. Pentru că s-au iubit. Ars casa fratelui Cornel Ursu din Pâncota. Și s-a dus comandantul poliției și a spus unuia dintre frații noștri, domnule, totdeauna sunteți așa de uniți? Totdeauna faceți dovada unei asemenea iubiri? Păi, domnule, când am văzut în câteva zile cum s-a ridicat casa la loc, am zis la nevastă mea că merită să ne pocăim și noi. Zice, uite, la Cornel Ursu i-a făcut în câteva zile casa la loc. Vedeți, iubirea este dominanta vieții. Iubirea este dominanta vieții. Dar oamenii se uită la iubirea noastră și încearcă să ne identifice cu Iisus Hristos. Dacă noi iubim cum a iubit Iisus, e în ordine. Dacă noi nu iubim cum a iubit Iisus Hristos, atunci degeaba vorbim. Că a trecut vremea când să vorbim. E timpul când să vorbim cu fapta și cu adevărul. E timpul când să dovedim că suntem pe calea iubirii. Sunt mulți ani. Cei mai în vârstă, probabil că și-aduc aminte, în Timișoara, în cartierul Fratelia, era un frate, a plecat în veșnicie, un frate rom, fratele Filip. Și el îmi spunea odată, avea o voce rară și a zis, bă, frate Tipei, te uiți la mine că am arbit, mă mir că nu sunt mai alb. Și îmi povestea situația fiicei lui. Fica lui a avut 4 copilași. Locuia la marginea cartierului, într-o căsuță mică, acoperită cu carton gudronat. Și la un început de martie, când zăpada se topea, biata mamă s-a apucat să facă focul în sobă, să se încălzească casa pe când se trezesc copiii. Dar cum a aprins focul cu un lichid dintr-un recipient, s-a răsturnat recipientul și deodată toată casa a fost în flăcări. Ce credeți că a făcut mama? A fugit afară? Da, de unde? S-a aruncat la 3 copii așa cum o mamă știe să facă și a ieșit cu ei prin flăcări afară. Și când a ajuns afară, flăcările ieșeau prin acoperișul casei. Un vecin a venit imediat. A chemat el să vină salvarea, să vină pompierii, dar nici acum nu vin repede. Atunci nici așa nu veneau. Și biata mamă și-a adus aminte că cel mic e în mijlocul flăcărilor într-un cărucior.
S-a aruncat să meargă după el. Vecinul a prins-o, l-a mușcat pe vecin de mână și a sărit în foc. S-a dus până la cărucior și a luat copilul, l-a învelit cu hainele ei și aproape târându-se a ieșit din foc. Când a ieșit afară, spatele ei ardea, hainele ardeau. Pe zăpada rece, carnea carbonizată după tălpi a rămas acolo, a făcut câțiva pași și a căzut jos. Copilul care era atins de flăcări plângea și mama a cerut să-l înlăpteze. Și în timp ce l-a înlăpta, a oftat odată adânc și și-a dat viața. Cei patru copii trăiesc și îi spun, noi trăim pentru că mama a murit. Ei spun, noi trăim, trăim din punct de vedere spiritual că a murit Iisus Hristos și trăim din punct de vedere fizic că a murit mama. Dragostea adevărată n-are limite. Ei bine, dragii mei, cărarea care duce spre cer este cărarea unde trebuie să întâlnim, să practicăm și să trăim din plin dimensiunea dragostei adevărate. Ceea ce iubesc, încă o dată, spun oamenii din afară, ia dureamă. Oxitocina este hormonul dragostei firești. Și hormonul ăsta trăiește între 3 ani și jumătate și 7 ani. Uitați-vă cât se despart în perioada și în intervalul ăsta, câte familii se distrug, că moare hormonul în perioada asta și nu mai există atracție. Oxitocina este cea care provoacă atragerea între persoane de sex opus. Ei, în momentul în care a murit hormonul, de multe ori mor multe familii. Nu asta se întâmplă însă cu cei care au înțeles să se iubească în Hristos, să se iubească și să cultive dragostea care rămâne proaspătă întotdeauna. E un har deosebit să poți iubi cum a iubit Iisus, să te poți dărui cum a dăruit Iisus, să fii convins că această cale duce în cer. Oricare altă cale ai căuta sau ai încercat să găsești, te înșeli. Discutam cu un domn ieri din Aracis, care e profesor universitar. Și mă întreba ea, dar nu vă supărați că vă întreb, îmi spunea, sunteți sigur că sunteți pe o cale bună? Și am zis, parcă aș vrea să vă întreb același lucru și eu pe dumneavoastră, sunteți sigur că sunteți pe o cale bună? Păi, dumneata, domnul pastor, de unde știi că ești pe calea cea bună? Dar dumneavoastră, de unde știți că sunteți pe calea cea bună? Eu consider calea bună una singură. Calea din Ioan, capitolul 14, versetul 6. Calea care se numește Iisus și asta este calea dragostei. El este calea, adevărul și viața. Numai prin El se poate veni la Tatăl. Și calea aceasta, calea iubirii, este calea care face să înțelegem ce este dominanta vieții spirituale. Dragostea. Când ești în dragoste și iubești cum a iubit Iisus, mergi înainte. Un al doilea aspect întâlnit pe cărarea aceasta care duce la cer este unitatea. Și unitatea este sigla Bisericii lui Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos se ruga pentru ucenici în rugăciunea lui înainte de a fi luat de pe pământul acesta de 2 ori în Ioan 17. Și zicea, Tată, păzește-i în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat Tu, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Iar în versetul 21 zice, mă rog ca tot să fie una cum Tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. În aceeași rugăciune de 2 ori se roagă pentru unitate. În versetul 11, unitatea avea să aibă un impact extraordinar în ceea ce privește contopirea în trupul lui Hristos a ucenicilor. Și Mântuitorul zice, ca ei să fie una cum suntem și noi, adică cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este una. Iar în versetul 21, Domnul se roagă pentru unitatea lor, că unitatea avea să fie mărturia lor. Unitatea este sigla bisericii, că e pe drumul cel bun, pe drumul care duce la cer. Când vorbim de unitate, din nou putem vorbi de două feluri de unități. O unitate în ce privește problemele administrative și știți, e foarte ciudat că unii zic, suntem uniți, suntem în Biserica Muntele Sionului, suntem în Biserica Betania, nu știu în care biserică,
Toți suntem trecuți în registru de membri, suntem o biserică unită. Oare asta să fie unitatea? Din punct de vedere administrativ ne putem uni, ne trecem tot în același registru de membri, ne dăm contribuția la biserică, venim la biserică, dar unitatea administrativă nu rezolvă problema mântuirii, ci unitatea spirituală. În Filipeni 4:2 zicea omului Dumnezeu, Pavel, faceți-mi bucuria de plină și fiți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. În Filipeni 4:2 așa citim și așa credem. În Filipeni 2:2 am greșit. Niciodată unitatea spirituală nu produce un rău creștinului, dimpotrivă, îl propulsează pe noi trepte. Unitatea însă administrativă, câteodată chiar, poate că este în detrimentul nostru. Îmi zicea nevastă-mea odată, auzi, dacă tot te duci în oraș, tot, pentru că era timpul când se găsea foarte multă fasole verde. Și noi suntem consumatori de fasole verde. Dar vezi, cumpără din aia care e galbenă, cât mai lungă, rupe o păstaie să vezi dacă e crudă, dacă nu e veche, dacă nu e atoasă. Nu-mi place să mă duc la piață, spun sincer, nu-mi place. Și când mă duc cu ea la piață, câteodată eu stau în mașină și zic, du-te, fă-ți piața, am o carte sau un ziar la mine. Și când ai terminat, vinul că mă găsești aici. Pentru mine, eu dacă mă duc la piață, la prima măicuță care o văd acolo, orice marfă, trebuie să iau, nu caut eu toată piața. Mă duc într-un loc, am luat și am plecat. Nici în magazine nu-mi place să mă duc. Cel mai puțin mi-a plăcut în viața mea să fac cumpărături sau să gătesc la bucătărie. Asta nu mi-a plăcut niciodată. Cu toate acestea, uneori am fost obligat să fac și asta. Și m-am dus atunci la piață. Am dus și imediat am văzut cum am intrat în piață, o grămadă mare de fasole verde. Era o femeie mai în vârstă acolo, era și o tânără lângă ea și m-am dus, m-am uitat la fasole, am luat o păstaie. Dar bătrâna zice, puteți lua cu încredere că ieri nu m-am recontat-o. Și eu întreb, da, zic, hai să vedem dacă nu-i veche. Și tânăra lângă ea zâmbește și zice, frate păstor, aveți încredere, bunica numai seară o cumesc-o și prima dată când cumerge anul ăsta fasole verde. Oh, zic, ești pocăită, în ce biserică ești? Mai bine tăceam. Ea se uită la mine, zâmbește. Zice, la Betania, dumneavoastră m-ați botezat cu 3 săptămâni în urmă. Ai de mine! Domnul Iisus, eu cunosc oile mele și le cunosc glasul meu și nu s-a dus după nici de cum după un străin. Eu, după 3 săptămâni, n-am mai cunoscut-o. Vă dați seama, halal unitate, din punct de vedere administrativ. Din punct de vedere spiritual, însă, trebuie întotdeauna să facem dovada că avem aceeași simțire, aceeași dragoste, același suflet și același gând, să simțim unii cu alții, să fim gata să ne sacrificăm unii pe alții. Bucuria fratelui să fie și bucuria mea și necazul sorei mele să fie și necazul meu. Când celui de lângă mine merge bine să mă pot bucura, să vă bucurați cu cei ce se bucură și să plângeți cu cei ce plâng. Asta înseamnă să fie o simțire. Am fost foarte mulți copii la părinți. Am fost 9 frați, eu eram cel mai mic. Mi-aduc aminte de anii 53-54, că au fost ani de sărăcie în zona noastră. Am ajuns să nu mai avem nimic să mâncăm. A trebuit să își vândă tata și animalele, nu mai avea nimic și grajdul era gol, și găinile din curte au fost sacrificate, nu mai avem nimic. Și era început de februarie, pare mi se, și sărăcia era mare. Ca și copil de câțiva anișori, a fost o zi când n-am mâncat absolut nimic. Dar era un frate bătrân acolo, în localitate, fratele Deacu, așa îi spuneau toți. Și într-o zi moșul Deacu, când s-a oprit zăpada că încă ningea, a venit cu o vacă de lanț și a dus-o la noi acasă. Și a stat, dar ce-i cu fratele Deacu? Unde merge cu vaca? Uite, se oprește la noi la poartă. S-a dus, a intrat cu vaca în curte și a spus, frate, uite, vaca asta a fătat nu de mult, are lapte destul de mult și ți-am dus vaca să ai mâncare la copii. S-a uitat tatăl meu și a zis, frate, îți mulțumesc că simți cu noi.
Îți mulțumesc că ești una cu familia mea, dar nu pot să primesc vaca. Din două motive. În primul rând, vaca e o avere și dumneata ai copiii necredincioși și s-ar putea să ai probleme cu ei. Și doi, chiar dacă eu primesc vaca de la dumneata, eu n-am ce să-i dau să mănânce, că nu mai am nutrenți, nu mai am absolut nimic. S-a uitat bătrânul de acum la ea și a zis, auzi, lasă-mă ce-mi puțin să o la tine în graș până după masă când vin. Și-a zis, bun, aia poți să îngrești, numai să nu-i fie frig. A legat-o în graș și a venit după masă. Dar a venit cu o căruță plină de nutreți. Și a zis, acum încercați și depozitați nutrețul să aveți lapte la copii până la vară. Oameni care au simțit. Mi-aduc aminte că atunci când construiam case și când eu mi-am construit casa, atâți au venit să mă ajute că nu aveam ce să-mi dau de lucru. Și astăzi mă duc și văd pe câte unul cum se chinuie. Văzut o familie unde sora era însărcinată, poate în luna 6-a, 7-a, cum dădea cărămizile sus și el zidea și toată lumea e obosit. N-avem timp. Sunt așa de obosit, sunt așa de apăsat. Îmi trebuie unde-i simțirea? Unde-i dragostea frățească? Unde-i sufletul acela? Sufletul se spune că e compartimentul în care sunt toate sentimentele. Ori dacă avem același compartiment și avem aceleași direcții și avem aceleași sentimente, întreb unde sunt toate acestea, dar suntem așa de diferențiați. Stimatul meu ascultător, eu te întreb în seara aceasta în numele Domnului Iisus Hristos, te-ai gândit vreodată la ce însemnează unitate? Te-ai gândit că Domnul vrea să ai o simțire, o dragoste, un suflet și un gând? Biserica lui Iisus Hristos întotdeauna în unitate a strălucit și strălucește. Întotdeauna Biserica lui Iisus Hristos a avut, dacă vreți, sigla, emblema, spuneți-i cum vreți, a unității. Dacă dragostea a fost dominanta bisericii, emblema bisericii este unitatea. Țin minte când una din surori, sora Anca, a fost lovită de o mașină și purtată 16 metri târâtă pe Cardarâm. N-au crezut oamenii că se mai poate face ceva. Am adunat toți păstorii și prezbiterii din oraș și ne-am dus la spitalul județean să ne rugăm pentru ea și medicul de la reanimare intensivă mi-a spus, era o doamnă, zis, nu se mai poate face nimic, toată problema este legată doar de ore. Ne-am rugat toți și după 3 zile mă sună doamna asta și zice, domnule, e o problemă. Ce problemă aveți, doamna doctor? Femeia asta nu se face bine, dar nici nu moare. Deși avea coastele rupte, intrate în plămâni, un ochi aproape complet scos afară, mușchiul după coapse dislocat, tras în jos, ficatul ziceau că e spintecat, nici nu știu să vă spun. Când m-am uitat la ea, parcă nu-mi plăcea nici să mă uit. Și acum îmi spunea doamna asta, doctor Iovanov, să știți că femeia asta nici nu moare, nici nu se face bine. Dar zice, noi nu ne putem apuca de ea să operăm, că nu avem sânge. Și am zis, nu aveți sânge? Dar de cât sânge aveți nevoie? Stai, zice, doar nu crezi că îmi dai dumneata pe tot. Nu, dar spuneți-mi de cât sânge aveți nevoie. I-a dat mare un chim, jumate, două, e mult. Am zis, bun, eu de seara am rugăciune la biserică. Erau cam 300 de frați acolo. Și am întrebat, cât sunteți uniți cu frații voștri? Și vreți să faceți ceva pentru o mamă de 9 copii? Sus mâna! Nu știu dacă 2-3 au refuzat, restul au ridicat mâna toți. Și am zis, mâine dimineață ne vedem în fața centrului de recoltare a sângelui să ajutăm o mamă de 9 copii. Păi cum era după Revoluție, când ne-am dus acolo câteva sute, s-au speriat. A venit și presa, a venit și televiziunea. M-au întrebat, mă cunoșteau, domnul Tipei, dar dumneavoastră pentru ce demonstrați? Și am zis, noi nu demonstrăm, noi am venit să ajutăm. Ajutăm pe sora noastră și pe toți cei ce vor să se pună în slujba lui Dumnezeu, să-și încredințeze viața și problemele în mâna lui Dumnezeu și să lase pe Dumnezeu să lucreze. Sora Anca trăiește și astăzi, e sănătoasă. Dar vreau să vă spun că anul acela a fost un an, de când sunt eu păstor, a fost singurul an când am botezat 152 într-un an în biserică. Mai mulți am botezat odată la Timișoara cu fratele Frân, 241. Dar anul ăla am botezat 152.
Pentru că biserica a dovedit că e unită. La prima slujbă în biserică a fost arhiplin. Era șeful direcției sanitare județene, doctorul Stamoran Milivoi. Și ăsta cu litere mari a scris pe o bucată de carton și a așezat-o acolo la el în birou. Ferice de cel ce face parte din poporul lui Dumnezeu. Era mișcat și el de ceea ce s-a întâmplat. Când ești pe cărarea ce veche, ești pe cărarea iubirii, dar ești pe cărarea unității. Ești văzut și ești văzut nu tu, e văzut Dumnezeu care lucrează prin tine. Iar dacă nu ești, gândește-te bine și cântărește în seara aceasta pe ce cărare ești. Cărarea cea veche, cărarea care dă odihnă și repaus sufletesc, este o cărare a smereniei. Aici nu ieșim noi în evidență, aici vrem să iasă El. Aici nu ne vedem noi, vrem să se vadă El. Lauda mea e pentru împăratul, cântăm noi o cântare, dar lucrarea care o facem noi, vrem să o facem pentru Dumnezeu. E un har să poți sluji lui Dumnezeu în smerenie. Mi-aduc aminte de poetul creștin Traian Dors și zicea în versurile sale: ce suntem, Doamne, umbră și părere, un suspin de o clipă și apoi tăcere, ce ușor ne crește și ne ia pământul, izvorâm ca apa, dar zburăm ca vântul. Așa se zmerea omul ăsta. Apostolul Pavel se zmerea și el zicea în 1 Corinteni 15 că după ce Domnul s-a arătat multora ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, și Pavel a fost până la trei la ce răpit. Totdeauna oamenii lui Dumnezeu au știut să se zmerească. Și când ești omul lui Dumnezeu, știi să te zmerești. Tatăl meu avea o vorbă și mereu mi-o repeta: bă, băiete, bagă bine minte ceea ce spun eu. Și ziceam: ce, tată? N-am văzut pe nimeni să moară de smerenie. Dar, Doamne, cât și-o frânt gâtul din cauza mândriei, zicea el. Am ajuns să mă maturizez, să fiu păstorul lui tata. Tata era în biserică unde eram eu păstor. Și când terminam predica și dacă îi se părea lui că ceva nu e în ordine, iară spune: băi, fii atent, de smerenie nu muri nimeni. Lasă, tată, că știu, dar mult și-o frânt gâtul din cauza mândriei. Totdeauna îmi spunea treaba asta și vreau să vă spun că ceea ce lipsește omului din această perioadă postmodernistă este zmerenia. Dors, un creștin care a înțeles că nu suntem nimic și dacă suntem ceva e harul lui Dumnezeu, dacă suntem ceva e ceea ce a investit Dumnezeu în noi. Mi-aduc aminte în ce condiții și în câtă zmerenie a murit omul ăsta. Am fost odată la el acasă la Meziad, împreună cu fratele Bocian. Fratele Bocian a fost coleg de armată cu el. Și m-am dus să-l iau pe fratele Bocian de la Oradea, m-a rugat: hai să mergem să vedem pe Dors. Ne-am dus la Meziad și l-am găsit undeva într-o curte, acolo într-o anexă. Parcă îmi văd și acum cum avea în mână o creangă de liliac și gonea muștile care se puneau pe el și nu puține. Era într-o situație deplorabilă. Și fratele Bocian s-a uitat la el și a zis: băi, tu ești Traian Dors. Chiar n-ai găsit pe nimeni aici să fie mai aproape de tine? Și știți ce a zis omul ăsta? A zis: frate Bocian, eu zic ca Pavel, tot m-au părăsit. Eu spun, doi prieteni nu m-au părăsit niciodată. Mântuitorul meu drag și scump, căruia i-am predat viața, și perna de la cap, care a fost martoră la multe lacrimi și suspine de mele. Ăștia doi nu m-au părăsit, în rest tot m-au părăsit. Și într-o smerenie așa de mare, că uitam la el și atunci am auzit prima dată versurile pe care le scrisese și spunea fratelui Bocian: hai să spun ce am scris ultima dată. Mă duc să odihnesc o clipă sub glia recelui pământ, cum odihnește greu toamna sub ocrotirea celui sfânt. Mă duc numai un pic deoparte să odihnesc un ceas apoi și în dimineața fără moarte cu Domnul voi veni înapoi. Cântările-mi vor ține locul la masa dragostei cu voi până ce mă voi întoarce cu Domnul și-ai veni la voi. Și s-a dus și Dors și au rămas poeziile. Dar toți oamenii mari al lui Dumnezeu au fost oameni smeriți. Pentru că pe această cale care dă odihnă,
Această cale unde găsești cu adevărat relaxare sufletească. Nu poți merge oricum. Mergi în dragoste, mergi în unitate cu biserica și mergi în smerenie. Singurul care a putut striga în pustia iudeii, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și repaus sufletelor voastre, e Domnul Iisus. Și pe care aceasta găsești odihnă. Dacă vom căuta indiferent care altă cale, că la ora actuală sunt mii de căi în lume, sunt așa mulți cei ce vor să traseze căi și să lase urme, dar căile lor duc oriunde în altă parte. O singură cale duce la cer, calea Iisus Hristos. Pe această cale, dacă mergem, găsim odihnă și repaus. Chiar când sunt greutăți, suntem gata să ne bucurăm în ele. Chiar în fața morții mai strigăm odată slavă lui Iisus și mergem înainte. Și ne bucurăm în toate circumstanțele vieții, că Domnul e lângă noi. Pavel a zis, toți m-au părăsit, dar Domnul a stat lângă mine. Și zice Pavel în Coloseni 2:10, voi aveți totul de plin în El. Când El stă lângă tine, n-ai de ce să te îngrijorezi, că în El ai viața, ființa și mișcarea. Și poți să-mi binecuvintezi pe Dumnezeu. Pe cărarea aceasta întâlnești cu adevărat călăuzirea și dacă ești călăuzit, ferice de tine. Dacă nu, întreabă-te pe ce cărare ești. Călăuzirea poate fi felurită. Dumnezeu ne călăuzește prin cuvânt. Dumnezeu ne călăuzește prin visuri. Dumnezeu ne călăuzește prin proroci. Dumnezeu ne călăuzește în diferite forme. Și Dumnezeu are în mod deosebit călăuzirea Lui specială, călăuzirea Duhului din interior, că toți cei ce sunt fii lui Dumnezeu, toți cei ce sunt conduși de Duhul lui Dumnezeu sunt fii lui Dumnezeu, Romani 8:14. Să simți harul acela călăuzitor și să te direcționeze Dumnezeu, să ai o relație personală cu Dumnezeu, îți dă garanția că într-adevăr ești fiul lui Dumnezeu și ești pe calea care duce la Dumnezeu. Întotdeauna Duhul lui Dumnezeu nu te conduce într-o cale a rătăcirii, ci întotdeauna, dacă e Duhul lui Dumnezeu, te conduce la Dumnezeu. El este Cel ce lucrează în dispensația 3, în dispensația zilelor noastre de astăzi. El pregătește biserica pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. El este Cel care are în vedere ceea ce zicea Pavel când a zis, v-am rugodit cu un bărbat în fața căruia vreau să vă prezint fără pată, fără zbârcitură sau am ceva de felul acesta, ce sfântă și fără prihană. Așa vedea Pavel biserica lui Iisus Hristos. Prin Duhul Sfânt se realizează aceasta. Pe cărarea aceasta care duce la cer, la Dumnezeu, există această călăuzire. Dacă n-ar fi călăuzirea Duhului Sfânt, dacă n-ar fi călăuzirea lui Dumnezeu, oricând am putea rătăci. De ce să nu credem că pe cărarea aceasta putem constata dacă suntem pe o cărare bună sau nu și prin ceea ce rodim noi? Am spus că noi nu rodim ca să ajungem în cer. Noi rodim pentru că suntem pe drumul care duce în cer. Mărul nu face mere ca să fie măr. Mărul face mere pentru că este măr. Noi suntem mântuiți prin har, prin credință. Dar nu uitați, credința fără fapte e moarte, zice Apostolul Iacob. Și nimeni nu se poate ascunde doar după Efeseni. Trebuie să luăm cuvântul lui Dumnezeu în contextul real, așa cum îl găsim pe paginile Scripturii. Trebuie să rodim. Și roada noastră trebuie să fie văzută, trebuie să fie cunoscută, trebuie să fie simțită și de alții. Poate că suntem gata să rodim când e vorba de cei de lângă noi, dar nu știi niciodată cum te expune Dumnezeu la un examen. Doamne, câte examene poate cădem noi că zicem, a, nu-i cazul să ajut aici, nu-i cazul să facem asta, asta cine știe cine-i. Și de atâtea ori trecem pe lângă anumite situații și pe lângă anumite ocazii, fără să înțelegem că poate Dumnezeu, tocmai atunci ne supune la un examen. Tocmai atunci Dumnezeu vrea să vadă roada noastră. Mie nu mi-e rușine să vă spun. Eu am căzut la un asemenea examen. Și eu știu că și voi ați căzut câteodată. Venea o femeie din părțile Lugojului pe la Arad și, Doamne, că venea, la început a venit o dată, după aia venea de două ori,
spunea să ceară câte ceva. Și știa că sunt președintele curtului și pentru mine avea și poezii. Nici n-a păsat bine pe sonerie la stradă, pe butonul de la sonerie când începea. Pe un ton așa, parcă abocet. Frate Luțu, cum îmi spun toți arădenii, fratele Luțu, țuncu-te, mâncu-te, că nu m-ai lăsat niciodată. Nici acum nu mă las. Și spunea toată poezia de la poartă de la stradă până intra în casă. Au început vecinii să râdă de mine. Un vecin îmi spune într-o zi, domnul Tipei, vezi că te-a căutat prietena și n-ai fost acasă. O cântat singură la poartă, nimeni nu i-a deschis. Un altul, când a văzut-o, a strigat la celălalt vecin, iară vine prietena la Tipei. Și eu, foarte supărat, într-o zi am spus la nevastă mea, mă, femeie, cu asta tu m-ai pricopsit aici. De azi înainte nu-i mai dai nimic. Asta când vine, tu îi dai și bani, îi dai tot ce-ți cerea, nu-i mai dai nimic. Nevastă mea s-a uitat la mine și a zis, treaba ta dacă tu zici să nu-i mai dau, eu nu-i mai dau. Dar gândește-te că asta merge și spune la toți că a fost la președintele penticostalilor și n-a vrut să-i dea nimic. Și nu te gândești care-i mărturie atunci, ce vor zice oamenii. Și am să meargă unde vrea, nu mă interesează. Bine. Cei ce ați fost la mine acasă, sunt câțiva aici care au fost la mine acasă, știu că eu înainte aveam toată curtea acoperită cu viță de vie. Și îmi plăcea să stau în mod deosebit vara, la o masă, la umbra viței de vie. La ales când începeau să se coacă struguri, aveam struguri din aia tămâioși care mirosau puternic, așa de mult îmi plăcea să stau acolo. Și noaptea următoare am avut un vis. Am visat că stăteam la mine în curte, sub vița de vie, și nevastă mea mi-a adus mâncare acolo. N-am început eu bine să mănânc, că am auzit-o pe sora noastră la poartă. Frate Luțu, cu toată poezia. Și nevastă mea nimic. Mă lasă pe mine să stau la masă, să duce și deschide poarta. Și aduce înăuntru, dar numai că o duce înăuntru. O așează față în față cu mine la masă. Și aduce și o farfurie cu mâncare. Vai de mine, parcă o văd și acum am vis, mă uitam la ea cum mănâncă, cum nu folosește tacâmurile cu mâinile. Eram așa de deranjat. Și mă gândeam, băi, o să am o discuție cu nevastă mea. Când vorbesc japonezii, așa vorbesc de iute și nu vorbesc repede, că nu înțelege aproape nimic. Dar ei când se ceartă, vorbesc foarte rar și apăsat. Și în vis eu ziceam, nu-i nimic, o să am o discuție pe un ton japonez cu nevastă mea. Numai să plece asta de aici. Și cum stăteam eu așa la masă și mă uitam, nu mi-a mai trebuit nici mâncare, parcă mi-am tras scaunul în spate și mă uitam la ea cum înfumecă, cu nesat, a început să bată vântul și cădeau frunze de vie. Și știți ce s-a întâmplat? Deodată, printre frunzele de vie, față în față cu mine la masă, stătea Domnul Iisus Hristos. Așa m-am speriat că m-am trezit imediat, am scunat-o pe nevastă mea și am zis, am căzut un examen spiritual. Hai să spun ce am visat. Am căzut la examen. Eu m-am uitat la ea, dar nu m-am uitat că dincolo de ea era un examen pe care Domnul pregătise pentru mine. Spus, când vine, mai dai câte ceva. Știți că a mai venit de două ori. A venit de două ori și apoi a murit. Era bolnavă. Când a fost penultima dată, a venit, a sunat, n-a mai bocit cum făcea înainte, a intrat înăuntru, s-a așezat pe un scaun și a zis, am venit să vă văd, să vă mulțumesc că m-ați ajutat atât de mult, mă simt foarte rău, nu știu dacă mai pot veni vreodată. Ne-am uitat la ea și s-a uitat la mine și a zis, dar și asta e drept, că nici din partea dumneatale nu-i frumos să mă las să plec din casa dumneatale cu mâna goală. Deci, n-a cerut, dar mi-a spus că nu-i frumos să mă las să plece cu mâna goală. A mai venit încă o dată și a murit. Nu cazul ei, cum a murit și ce s-a întâmplat, e important. E important că păstorul a căzut examenul. Pe calea pe care trebuie să mergi și care duce la Dumnezeu, trebuie să fii gata întotdeauna. Să fim gata de fapte bune. Să fim gata de orice faptă bună. Dacă în seara aceasta vrem odihnă și repaus sufletesc,
Dacă suntem bulversați și nu ne înțeleg soții, nu ne înțeleg soțiile, nu ne înțeleg copiii, avem probleme la servici, avem multă încărcătură, suntem disperați, nu uitați, rămâne pentru noi să alegem calea iubirii, a unității, a smereniei, a călăuzirii divine, a mărturiei prin fapte. Și ceea ce îmi spunea fratele Puha, aș vrea să vă spun și vouă. Calea în care poți să crezi în orice situație, indiferent că îți convine sau nu îți convine situația în care te găsești, să poți rămâne tare încrezător în Dumnezeu. Îmi spunea Ilie Puha de un grup de frați care au vrut să traverseze Marea Egee, de la Roma spre Grecia, și pe Marea Egee s-a strânit o furtună. Și acum în furtuna aceea, peridocul începea să scârțe, valurile să se ridice și nu erau mici. Oamenii erau speriați, personalul care conducea acest peridoc ne-au cerut tuturor să rămână cât mai aproape de centru, să încerce să se depărteze de extremități. Era tot mai amenințătoare marea și agitația și furtuna. Și Ilie îmi spunea că el a făcut ceva. A luat acordeonul, s-a dus la catarc și a început să cânte. Iisus umblă și astăzi pe ape. Și a cântat odată și a cântat de două ori și au venit mai mulți frați cu el și au început să cânte. Și când au terminat de cântat, l-au chemat pe fratele Dumitru Coroma și a zis, fă o rugăciune. Ăsta s-a rugat foarte scurt, dar avea o voce puternică și a strigat cu o voce ca de tunet. Vântule, oprește-te și tu mare! În numele Domnului îți poruncesc, potolește-te. Și spre surpriza tuturor, în câteva secunde s-a făcut liniște și peridocul putea liniștit. Un grup de tineri, nu știu câți tineri, erau deoparte și erau tineri canadieni. Au fost așa de șocați de ceea ce au văzut, că au venit la ei și au întrebat, auzi, voi cine sunteți? Ce cuvinte magice au rostit omul acela? O făcut vreo vrajă, ceva? Spune-ne ce se întâmplă. Și eu spun, nu, noi suntem creștini. Omul ăla s-a rugat. Vrem să venim și noi cu voi împreună. Păi, noi mergem la Atena. Și noi venim cu voi la Atena. Da, dar noi mergem prin biserici. Și noi mergem cu voi prin biserici. Pentru că am văzut că Dumnezeu e cu voi. Când ești pe calea care duce spre cer, unde găsești odihnă și repaus sufletesc, trebuie să se vadă și credința ta. Atunci când credința se vede, atunci alții se încolonează și sunt gata să urmeze pe Hristos. Cu dragoste, cu unitate, în smerenie, sub călăuzire divină, plin de credință și rodind, pe care aceasta vom ajunge să ne întâlnim cu făgăduințele pe care Domnul ne-a făcut și în mod deosebit făgăduința supremă. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum eu am biruit și am stat cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Mergând pe calea aceasta, sfârșitul căii înseamnă scaun de domnie, înseamnă odihnă veșnică, înseamnă împărăție împreună cu Iisus Hristos. Amin.